Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Good Game Empire, un nou episod cu Berrymon-ul de pe verde. Trebuia să fie cu nomazii, doar că nomazii au plecat din cauza unui bug de care au profitat foarte mulți, adică practic tu puneai niște unelte de nomazi, gen scuturi specifice nomazilor sau unelte pentru zid care acum oferă 3% bonus de tablete și dacă le puneai pe valul 2-3-4, ți le luau în considerare, doar că nu se consumau și unii jucători gen au profitat la maxim de chestia asta și au făcut 100.000 de puncte aproape moca, ca să zicem așa. Și din cauza asta au scos nomazii și au băgat Berrymon-ul în loc, deci din cauza asta mulți și-au luat țeapă, printre care am fost și eu, bineînțeles, pentru că am făcut multă defensivă și am cam rămas cu defensiva, nu prea am ce să fac cu ea până vine din nou invazia nomadă, dar până la urmă stau ok, deci sunt pe locul 70, am fost pe locul 65 aseară, doar că mi-a fost leneș și am ieșit, n-am mai dat niciun atac. Scopul meu principal este top 50, am pus full atac la recrutat peste tot, mai ține aproximativ 2 zile, momentan sunt clasat foarte bine. Probabil foarte mulți, fiind acum duminică, mie nu o să mai aibă timp să dea prea multe atacuri, deci presupun că mulți o să facă până la 22.500 de puncte. Deci e șansa destul de mare să iau top 50, oricum top 100 e asigurat, deci asta e clar. Vreau să fac din nou decorativa de la 50.000, articolul de level 8 și decorativa de la top 100 și articolul, și dacă mai au și top 50 cu un articol de level 9, termin frumos și verdele cu articole și după o să trec încet încet și pe regate. Bun, fraților, au rămas aproximativ 24 de ore, cu o diferență de 20 de minute. Sunt pe locul 34 momentan cu 45.000 de puncte. Azi dimineața am avut 40.000 și eram pe locul 50. Deci diferența a fost destul de mică. O să mai fac undeva la 5-10.000 de puncte astăzi și restul mâine dimineață, pentru că v-am zis, s-au resetat nomazii și Berrymon-ul a venit pe la ora 11-12, ceva de genul, din câte mi-aduc aminte, și din cauza asta se termină mai târziu, de obicei se termina, mă rog, de obicei. A venit doar o dată Berrymon-ul de pe verde în configurația asta nouă și s-a terminat la 5.30 dimineața, la fel cum se termină și samuraii și nomazii. Bun, deci mă poziționez destul de bine, 16 locuri diferență între mine și locul 50, deci este asigurat locul. Până plec de acasă vreau să fac decorativa de la 50.000 de puncte, da, și articolul. Mai nevoie de încă 4.240 de puncte și am salvat aici niște rapoarte, mă rog, nu le-am salvat, le-am păstrat, mai bine zis. Ca să văd cam cât am pierdut. Deci aici am pierdut 38, 150 reputație, 44 pierdere aici, 35, 27, 30, aici 40, 32, 43, 21. Aici cred că am dat cu orori, dacă țin bine minte. Da, am dat cu orori. Știu că sună ciudat să dai cu orori pe tabere, dar efectiv am făcut atâtea orori din evenimente în ultima lună, încât nu mai am cum să le țin și sunt nevoit să dau cu ele. Probabil dacă vine SUA 1 și o să vină strain mai mare acum după Berrymon, o să bag la strainii cu 6-7.000 de def, o să dau atacurile cu orori, deși ar merge și cu recrutați, mai ales că recrutez acum blonde, o să dau cu ororile de aproape ca să scap măcar de acelea. O să vă arăt imediat câte am, ca să nu ziceți că zic degeaba, da? Că vreau să mă scap de ele. Ideea e că am ajuns la un minus destul de mare pe acel avampost și țin în mare parte doar orori și terori acolo. Și sincer, mi-e blocat avampostul și nu prea pot să mai fac nimic cu el. Deci mai bine îi omor decât să-i țin acolo degeaba. Soldații, așa. La eventul lunar sunt pe locul 92, am fost pe 100 fix. Deci nu știu, m-am trezit, eram pe 50 la Berrymon, pe 100 la
ăsta lunar și am avansat la ambele câte ceva. Acum nu știu dacă o să trag neapărat locul 100, dar dacă e să-l iau, îl iau, dacă nu, asta e, nu mă deranjează pe mine cu nimic. Bun, și cam ăștia ar fi situații de pe Afrodita. Hai să dăm, de fapt, înainte, să dăm spionajele ca să mai dăm niște atacuri, dacă tot v-am arătat atacurile care au intrat. Hai să dăm și niște atacuri, că nu prea, în ultimul timp am observat că nu prea dau atacuri, doar prezint ce am făcut cu anumite atacuri. Hai să facem așa o simulare. Deci, uitați, astea sunt torurile de pe Afrodita. 4000, aproape 4500 de distanță normale, 3500 de aproape, 2333 de terori de distanță, 2424 de aproape și mai sunt așa care sunt echivalentul ororilor de la eventul de gheață, niște blonde și niște vânători din ăștia din peșteră. Deci am foarte mulți și îmi blochează avampostul la propriu, pentru că mi-e silă oarecum să stric acele orori. Am dat și le organizate cu ei, dar nu prea se apără nimeni la full oror și corbiță. Mă rog, am dat 60% terori în atac și am dat cu corbița, deci 125 curte cu teror și cu oror, nu prea se apără lumea, adică trebuie să ai pe acolo 20-30 de mii de def cu Samurai al dus cât de cât ok, adică să aibă undeva la 70-80 curte ca să te poți apăra ca lumea. Și vă arăt și minusul, deci am un minus de 14.000 dacă nu mă înșel și na, e mai nașpa. Hai să mă uit, da, minus 14.404 și da, deci faza e că acești soldați îmi blochează efectiv avampostul și nu prea pot să fac nimic cu el, adică îi țin pur și simplu. Deci alea de aproape le-a stricat, sincer, pentru că am 2000 și ceva de terori de aproape și alea normale aș putea strica, pentru că alea 2000 și ceva de terori îmi ajung pentru 3 sau 4 atacuri, dar dacă bag oricum nu prea, cred că o să avem războaie prea curând, de astea mai mari. Aici am un minus de 9000, 16.000 de soldați, aici e perfect. Bun, hai să întoarcem pe principal și să mai atacăm aici. Bun, aici vom da în următorul fel. Vom pune pe centru, pe dreapta și aici vom lăsa soldați de aproape să intre în curte. Deci cel mai rentabil ar fi să dau pe flancuri și să las să intre în curte distanța, că sunt foarte mulți de aproape pe centru. Dar las așa pentru acest atac ca să vă arăt cum să dați și voi cu scuturi. Mă rog, cei care știți să dați oricum n-are rost să vă arăt. Dar mai puteți face niște atacuri astea clișeice, să dați cu distanță pe zid și să lăsați aproapele să intre în curte. Uite aici putem da doar cu distanță. Dăm cu vrăjitoare pentru că putem să acoperim centrul și nu necesită unelte mai scumpe. Putem da doar cu scuturi de lemn. Bun, hai să punem repede. Ideea e că a fost mai strâns acest Berimond. Am fost nevoit să transfer vreo 8000 de distanță de pe regate ca să fac față. V-am zis la început, a venit Berimondul pe neașteptate, ca să zicem așa, și na, a fost mai nașpa. Hai să mai dăm de pe Afrodita încă un atac, că văd că aici nu prea îmi convine mie tabăra asta. Mai ales că are aici două bombe, deci e destul de nașpa. Vom da cu acest comandant și punem așa, 22 de scuturi de fontă, 24 scuturi de lemn. Oh, stai, nu completare automată. Vreau să bag aici primul val luptătoarele și după în curte să intre ororile. Nu știu, mi se pare nebune să dau iarăși cu orori. Am mai pățit așa, aveam iarăși prea multe orori și am început să dau la evenimente cu ei. Bine, cu ororile de aproape să dai pe străini ăștia care se apără pe un singur flanc, e ok, pentru că ai pierde de 30-40 de soldați. Uneori, mă rog, mai ai și pierderi mai mari și gen 70, dar e ok, adică sunt pierderile rezonabile, ca să zicem așa. Bun, aici vom face din nou o chestie, vom da, deci aici avem multă distanță și avem și pe flancul ăsta și putem acoperi cu scuturi de lemn. Dăm așa pe stânga și dreapta furelite, dăm completare automată, scoatem de pe centru și practic noi rupem flancurile și mai intră încă 3 valuri de soldați, da, în centru și
Sunt pietrele mai ok, pentru că aici sunt foarte mulți de aproape pe centru, da? Sunt 240 de aproape și 101 de distanță, deci nu prea rentează în cazul acesta. Și comandantul ăsta de Halloween, da? Nu știu dacă am dus ceva, nu e dus nimic la tehnicul, deci e din fabrică scos. Are 90 curte, da? Și asta reprezintă un avantaj destul de mare în tactica asta, ca să zicem așa. Bun, și trimitem atacul. Așa, și în cazul ăsta, sincer, aș da pe dreapta, pentru că sunt două bombe cu 118 soldați aici. Aici, na, decideți voi, ori mergeți cu scuturi de lemn aici pe stânga, da, și pe centru, ori mergeți cu scuturi de fontă și pe centru cu scuturi de lemn. Mă, nu știu, hai să alegem, ce să alegem? Hai să alegem stânga în cazul ăsta. Sunt curios cât pierd. Deci, stai să văd, iau un comandant, îl iau pe ăsta, să fie mai ok, oarecum. Și vă lăsa să intre în centru și în centru, doamne, în curte, toți soldații. Și să vedem cât pierdem și pe stânga, unde sunt două bombe. O să aștept să intre atacul și o să vă arăt și vouă raportul ca să vedem. Era mai rentabil pe dreapta. Pierdeam 22 de scuturi de fontă, dar aveam pierderi mai micuțe la soldați. Am intrat și atacurile, hai să ne uităm peste ele. Deci asta am pierdut 42, da, unde am dat pe centru și pe flancul drept. La doilea am pierdut 29, aici cred că am dat corori, nu, n-am dat corori. Atunci un atac simplu, dar se pare că a ieșit ok. Așa, aici am pierdut 33, mi-a dat pe centru și pe dreapta. Aici am pierdut 36, aici am dat pe cele două flancuri, da? Cum mai zis atunci, da, vezi, pierderile sunt 10 pe zid și 26 în curte. Și ultimul atac unde am pierdut 39 și am pierdut deja 22 de soldați unde erau cele două bombe și a dat cu scuturile pe lemn. E, diferența nu cred că era prea mare dacă băgam scuturi de fontă, poate undeva la 10 soldați maxim. Dar eu zic că a ieșit ok. Bun, și cam ăsta e modul în care dau atacurile. Înainte le dădeam mai haotic, mai pierdeam și 60-70 de soldați. Dar acum, după 2-300 de atacuri de le-am dat, tura trecută plus tura asta, am găsit totuși o mică schemă pentru unele tabere mai grele și pot să reduc pierderile la minim. Bun, și acum voi reveni pe la 50.000 de puncte când voi ajunge pe acolo ca să luăm decorativa și articolul. Bun, am făcut și cele 50.000 de puncte. Hai să punem decorativa pe nisip. Mă rog, o punem la sfârșitul episodului când o să avem și a doua decorativă. Acum doar o punem acolo ca și idee. Așa, sunt pe locul 31 momentan. Și cred că o să mai fac vreo 5.000 de puncte înainte să plec. Acum nu știu cât voi reuși să fac, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine. Oricum mă clasez destul de bine, deci sunt cu 19 locuri peste locul 50. Deci zic că este destul de ok. Am făcut rost și de primul articol, acum să sperăm că vom face rost și de celelalte două de la top 100. Bine, top 100 e clar asigurat. Iar top 50, eu zic că îl iau. Deci ar trebui să fie ok. Să ne mai uităm și peste rapoarte. Deci aici am pierdut 25. Aici am pierdut 29, 44, 43, 39, 40, 39. Deci că învăț să număr aici. 40, 33, 35, 43, 46, 33 din nou. Mamă, 63, ce am făcut aici? Am făcut o boacănă. Ah, cred că aici avea. Stai. Ah, cred că a avut două săgeți în flăcă și de aceea n-am dat. Ok, aici am pierdut mai mult. Bun, nicio problemă. Rezolvăm pe data viitoare, să nu mai pierdem așa. Așa, și aici aud că, oh, am sărit pe 8-7, eram pe 9-10 adineauri. Ok, hai că e bine. Mai avansăm și aici, deci probabil o să iau și aici top 100. Practic, luând top 100 aici aș avea și vreo 3 articole de level 9 pentru hrană. Aș putea să le pun pe nisip. Să ridic producția, bă, nu, două articole și un articol de level 8.
aș putea să pun pe nisip și în felul ăsta aș putea să ridic producția destul de mult acolo încât să dau pe multe turnuri. Mă rog, rămâne de văzut. Mai sunt aproximativ 2 minute până se termină Berrymondul. Sunt pe locul 41 cu 61.870 de puncte. A fost o tură foarte ok, adică am putut să mă descurc singur, n-am avut nevoie de niciun ajutor pentru a lua topul. Topul a fost mai mic decât data trecută, undeva la diferență de 10-15.000 de puncte față de prima rundă. O chestie foarte nebunească pe care a făcut-o un coleg, DNX, mai bine zis, și-a luat locul 1 la lei și top 50 la urși. Deci e pe locul 24 la urși și pe locul 1 la lei. Deci, nu știu, mi se pare o nebunie chestia asta să iei locul 1 și top 50 în ambele tabere. Și gândiți-vă că, practic, el a luat 8, nu 8, doamne, 4 articole de level 8, pentru că a luat câte 2 la 50.000. După a luat astea de la top 100, mă rog, că nu le-a luat, mai este un minut până le ia. Astea de level 9, dar de la top 50 de ambele, astea două pietre. Plus articolul ăsta și piatra de la locul 1. La alianță suntem pe 1 cu 6.789.000 de puncte. Nu am plănuit să tragem pentru că știam că sunt omazi și a fost o chestie pe moment. Aici nu apare nicio decorativă la locul 1 din cauza unui bug, dar au zis că îl rezolvă și o să fie ok. Deci, na. Aici nu știu, m-am bugit puțin la titlu. Deci eu practic am titlul depășit cu 400.000 de puncte de glorie, doar că m-a clasat pe 51. E, de fapt nu e un bug, e o chestie gen la ora 1 seara se resetează mereu titlul, da, scade la 10% sau mă rog, în funcție de ce titlu ai, scade numărul de glorie și după la 4 dimineața se resetează la de glorie, se resetează la 4 după masa și la 4 dimineața și cum a scăzut la 1, încă s-a aplicat la de dinainte și e foarte complicat. Încă o chestie, deci nu știu cum a aplicat, dar efectiv acum DNX are titlul de cel invincibil, da? Are și prințul războiului, are și regele gheară, deci este că are 20% putere în curte, 10% bonus ofensiv din cel temut plus 20% din cel invincibil. Ok, am primit recompensele. Așa, deci am primit asta. Pietricica. Articol de level 8. Decorativa. Asta o vom pune pe nisip. Așa. Și decorativa de locul nu văd că nu ne-a dat-o. Probabil o să ne dea mai târziu. Dar asta, dacă mă gândesc, nu ne-a dat nici decorativa de top 5. Că era decorativa aia de top 5. Deci probabil o să așteptăm pe mai târziu să ne dea decorativa. Deci are Prințul Războiului, cel invincibil, cel temut și Regele Gheară. Deci are practic 50% bonus ofensiv și 20% putere în gură. Deci cred că intră prin muzeul PD ca prin brânză, frate, la ce bonusuri are acum. O, a venit arhitectul? Ok, ciudat. S-a fost mai... Nu, nu, de obicei vine la jumate. Am observat că vine mai nou, adică gen 12 jumate, 10 jumate, cam pe la ora asta. Nu știu ce, nu pot să dau ajutor. Mă rog, hai să punem decorativele pe nisip. Să mă asigur prima dată că am primit și piatra. Ce se întâmplă? De ce s-a blocat? Ok, nu știu ce se întâmplă cu jocul. Cred că se calculează niște chestii. Mă rog, nu știu. Bun, avem acum aici 19.120 producție. Vreau să fac o chestie. Deci vreau să scot articolele astea de level 7 și să bag articole de level 8. Vreau să ridic cât mai mult acea producție a pensii pentru că o să vreau să cresc turnul și o să țin destul de mult atac. Și o să bag aici astea de level 8. Uite, îl punem așa. Scoatem și pe asta. Și punem, uite, așa. Hai să vedem. Avem acum 19.593,5. Bun, și mai punem și articole să vedem cu cât mai crește. Deci cât era? 593,5. Punem astea. Stai. Așa. Și așa. Și acum avem 681. Hai că e bine, a crescut destul de mult. Oricum, mai am depus, trebuie să schimb, uite că am primit și decorativa de locul 1, mă punem tot aici pe nisip, am primit și articolul ăsta de top 5. Mamă, cât nisip am primit, ești nebun, 343 304 cărămizi. Oh my god, nice.
Deci asta îl punem tot pe nisip. O să pun două din astea de berimont pe nisip, că nu o să mai tragem. O să pun și pe cealaltă. De 681, hai să punem. Unde să pun asta e întrebarea? Uite, aș pune un loc la căluțul ăsta. Stai, scoatem teracota. Deci vreau să schimb toate teracotele astea la cuculotuș, toate astea care au 205, vreau să le schimb, să pun din astea bune. Bun, și aveam 681 și acum avem 746. Mamă, ce formă a prins acum nisipul, ești nebun, am băgat 3 articole într-o singură tură. Adică, practic, în 3 zile am băgat 3 articole, mamă. Hai că arată bine, deci vreau să mai pun, uite, aici încă un strămoș, unde e soldatul ăsta cu teracotă, și încă 6 cripte din astea și rest o să umplu cu fuga prințesei și cu dinastia de la... De la cum se numesc, de la misiunile regale, o să pun 4 de la misiunile regale, deci încă 3 decorative. Rest, bine, oricum mai am depus destul de multe decorative, dar eu zic că arată bine așa. E un contrast destul de bun între culori. Deși, mă rog, oricum pe Hades o să pun numai de Berimon, deci pe Hades o să umplu probabil în vreo 2 sau 3 luni, mai ales dacă mai vin și samuraii, deci o să fie ok aici. Bun, și aici cred că am 3 decorative depus, da, 3 decorative. Și acum avem aici 215, nu știu, scoatem astea prima dată, punem astea, mamă câte din astea de Berimon, da, ești nebun. Deci cred că umplu un avent, deci bine, mă rog, toată lumea are din astea. Și nu mai știu cât aveam înainte producție, n-am memorat, în fine. Ne uităm acum cât aveam, parcă 215, am zis, nu mai țin minte exact. Și aveam 327, ok. Mă, nu știu, aveo ăsta arată foarte ciudat. A zice cu ce seamănă, dar nu știu, mai bine nu zic, lasă așa. Așa, și mai am depus pe Osiris o decorativă pe care am primit-o la eventul ăsta lunar. Deci avem aici 880, scoatem un pește și băgăm ăsta, pam. Și avem acum 903. Hai că e bine. A, chiar și mai vreau să fac o chestie pe nisip, să mai fac un articol de level 10 de producție. Așa, avem acum 515 nisip, nu o să-mi ajungă pentru două, dar mai aștept și o să fac, probabil acum, nu știu, vin străinii, nu știu dacă o să iau destul nisip la străini, dar rămâne de văzut. Cred că vine SUA 1 acum sau ceva de genul, rămâne de văzut, bun. Oricum, mamă, a fost foarte profitabil berimondul ăsta. 3 decorat... Mă, nu, am luat practic două din alea de 280, da? Cum sunt și la berimondul de pe regate. După am luat două din astea decorative noi, decorativa de locul 1, am luat și de la eventul lunar și am luat și una de 230. Deci a fost ok, mi-am mărit iarăși colecția de decorative. Oricum, ăsta e planul meu principal pe anul ăsta, să măresc producțiile peste tot și să fac castele frumoase. Deci avem acum 746. Hai să vedem ce schimbăm. Deci luăm pe cel mai micuț, ăsta are 42, 31, 56. Scoatem pe ăsta cu 31. Așa. Punem pe ăsta, cât avem acum? Avem 854, deci probabil o lună și ajung la... Dar, mă rog, n-am nevoie de o lună. Dacă mai bag un articol de ăsta, cred că o să ajung pe la 20.000 producție pe nisip. Destul de fain. Oricum arată mișto acum, mi se pare că arată bine nisipul, nu știu. Lăsați-vă o părere acolo în comentarii dacă vă place sau nu. Și mai avem aici depus, deci avem acum 13.414 și pe principal... Cred că v-am înnebunit deja cu chestia asta cu producția de alimente, că nici eu nu mai știu cum să le calculez. Așa, hai să vedem cum avem. Deci, scoatem ăsta, punem ăsta de 7, scoatem și pe ăsta, punem ăsta de 7 și, nu știu, scoatem și pe ăsta de 100%, punem pe ăsta, iar astea le vindem, că oricum n-am ce să fac cu ele. Așa, și uite, așa și ăsta... Ultimul îl pun pe pisc imediat. Deci acum avem 14.000. Hai că am ridicat destul de mult și aici producția. De sincer, deci nu o să mai cumpăr de la nomazi nimica de acum încolo. O să iau din alea pentru spital niște aspecte eventual, pentru că iau de la Berimon din astea articole mult mai bune și n-are rost să mai cheltui medalii. Hai să pun pe unul de 100% să văd unde găsesc. De pe asta, dar parcă aveam la level 30.
Și acum are 3749 și acum 4235. Deci e bine. Na bun, avem 15605. Aici e cam mică producția, dar vreau să termin dată cu nisipul. Mai am foarte puțin după cum ați putut vedea. Oricum, atât ar fi acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult pentru că am luat multe decorative, articole și mi-au îmbunătățit producțiile. Și ne auzim data viitoare. Bye bye, viitoare.